Bună dimineața și bine v-am regăsit la Vorbește Lumea! Bună dimineața, Lora! Bună dimineața, bună dimineața tuturor! Dar ce faceți astăzi? Noi facem foarte bine, dar spunem ce ai făcut tu ieri de 8 martie, de Ziua Femeii! Am mâncat multe dulciuri, am primit flori. Tu ce ai făcut, Cove? Eu m-am odihnit, să știi, pentru că eram foarte obosit. Și ca să nu risc nimic, m-am culcat. Foarte interesantă viața de milionar ai. Da, așa este, așa este. Dar să știi că astăzi este o zi importantă pentru noi, bărbații. Ai auzit de asta? Ei, nu mai spune. Ce este atât de important la voi? Păi, astăzi este important că voi, fetele, faceți mucenici și noi îi mâncăm și trebuie să ne ocupăm și de cele 40 sau 44 de pahare, încă nu mi-e foarte clar, dar ca să nu dau greș, mă duc în 44. E foarte bine, am auzit că e foarte bine să bei apă, să te hidratezi, îți menține pielea tânără, frumoasă. Da, sunt de acord, 44 de pahare de apă. Să-ți spun ceva, eu beau apă doar când sunt bolnav. Păi n-ai spus tu că stai mai mult în casă, asta îmi spune un singur lucru. Trebuie să te hidratezi. Auzi, Lorico, eu simt că ceva nu este în regulă. Eu zic așa, propun ca înainte să ne facem și mai tare de rușine, înțelegi? Mai bine chemăm un profesionist. Da, și știu pe cineva care a făcut un spectacol incredibil la România au talent și a primit chiar și un Golden Buzz, un talent de aur, Ana Maria Mărgean. Bine ai venit, Ana Maria! Bine v-am găsit! Bine venit. Te rog frumos să îți dau înapoi păpușa, eu nu m-am descurcat... Noi nu ne-am descurcat, nu luat pe tine! Mă rog, da! Am încercat! Tu de cât timp mânuiești păpușa? Un an, de fapt. Am început în pandemie, când toată lumea era blocată în case. Cu profesoara mea, Crina Zvoboda, a fost și ea la România au talent. Da. Și mulțumesc foarte tare că a dorit să împărtășească această frumoasă artă cu mine și m-a primit în lumea păpușilor, pentru că lumea păpușilor este una perfectă. Ne distrăm, cântăm, dansăm, facem de toate. Așa este. Foarte distractiv. Da. Păpușile sunt... Păpușa asta e făcută de tine? Nu, este o păpușă profesională pe care am primit-o de ziua mea, pentru că părinții mei, văzând că îmi doresc foarte mult o păpușă, au decis să-mi facă o surpriză și să ne dea pe Lizzie. Dar spune-mi, păpușa asta are un nume? Da, o cheamă Lizzie. Lizzie, da. Tu ai și o voce extraordinară, eu am urmărit momentul tău, te-am auzit cântând, a fost unul dintre... șocurile pe care le-am primit sezonul ăsta la România au talent. Spune-mi, te rog, ce-ți place mai mult? Să cânți sau să fii ventriloc? Sincer, nu pot alege. Muzica este viața mea, pentru că eu cânt de când mă știu, dar și ventrilocia îmi place la fel de mult. Și aceste două lucruri vreau să fac în continuare, adică vreau să continui în ventrilocie și muzică. Adevărul că se și împacă foarte bine. Da. Momentul tău a fost senzațional. Mulțumesc. Te felicităm încă o dată. Și sunt foarte curioasă cu ce ai putea să mai vii în următorul în semifinale. Am câteva momente pregătite, dar nu vreau să le dezvălui. Mai bine. Perfect. Să fie surpriză. Perfect. Abia așteptăm să te vedem. Te-aș întreba cum a fost acolo pe scena de la România au talent. Cum a fost pentru tine? A fost... Nu pot explica prin cuvinte ce am simțit acolo. Tot ce știu este că eram foarte emoționată înainte să urc pe scenă. Da. Când am început să cânt, am început să mai pierd din emoții, pentru că știu că am exersat înainte și știam că va ieși bine. Da. Dar când faptul că Andra a apăsat butonul la auriu, m-a trimis în al nouă la cer. Încă n-am coborât, nici măcar n-am luptat la cer. Ce drăguț. Da. Felicitări! Mult succes în tot ceea ce faci. Noi am încercat să, mă rog, să facem ceva la începutul emisiunii, nu știu, atât. Da, nu prea ne-a ieșit. Tocmai de aceea avem rugămintea la tine să ne prezinți momentul pe care l-ai pregătit pentru noi astăzi. Da? Noi suntem pregătiți să te urmărim. Ok? Ok. Bine, mult succes. Mulțumesc.